Salutare și bine m-a regăsit din voliera porumbeilor. Am reușit să ajung la păsări. Avem câteva noutăți. Foarte multe ouă limpezi. Uitați aici afară. Avem pe galbena cu gutul. Avem multe ouă limpezi la porumbei, la perechi. Era de așteptat, după cum se pot observa, astea sunt ouăle limpezi, dar avem și ouă bune. Avem un ou bun la bălțatul cu bălțata. Avem la cu almonda două ouă bune. Aici la perechea bătrână de voltați normali avem două bune de la Bobata cu acest mascul. La indieni acolo avem un ou bun. Ăștia au două bune. Așa. Și aici mai avem un ou bun. Din două, unul bun, celălalt încă nu se vede, dar poate e și celălalt. Dacă nu, e bun și unul. Restul au limpezi. Unii încă nici acum nu s-au împerecheat. Perechea asta căpăcită cu almondul au părăsit oul, nu au clocit, nu știu de ce. Da, aia e. Aici, albul ăsta care l-am găsit data trecută cu femeia asta de cloceau, s-au și împerecheat. Ăsta și-a lăsat femeia și-a luat-o pasta. Acum tinde să facă ouă. Cred că săptămâna viitoare vom avea ouă la ei. Femeia lui am băgat-o cu masculul acelei femele. Deci practic i-am schimbat așa între ei. S-au schimbat singuri. Așa. Aici albul cu femela grizzly pe roșu s-au format, dar încă n-au depus ouă. Acum așteptăm să treacă două săptămâni pentru a avea o nouă serie de ouă. Să sperăm să fie bune de data asta. Am încercat să las afară masculul de indian, dar acel almond, dar face probleme aici. Cred că îl voi da. Nu-i găsesc femeie și nu reușesc să fac nimic datorită lui. Încurcă foarte mult și nu mă avantajează cu nimic în acest moment. Asta e. N-am ce le face. Galbena cu gutul au avut un ou. Le-a mai pus un ou și a mai găsit încă două ouă la ei în cuib. Deci ar fi avut patru ouă. Dar ale ei presupun că au fost trei. Nu știu dacă au fost ale ei trei. Primul ou, dacă a fost direct ale ei, dar ei cloceau. Nu am idee, nu am habar. Dar au fost limpezi toate. Le-am luat și pe ale lor. I-am dat afară acum. O să-i las afară perioada asta, pentru că oricum mă voi întoarce zilele astea, adică de Paște mai exact, la țară și voi vedea dacă vor deranja perechea de cu almonda și cu almondul ei. Îi închid iar pe boxe sau o să caut o altă soluție să nu mai facă probleme. Dacă nu vor deranja, vor rămâne pe jos, pe aici, gen liber și o să-și caute și o boxă. Indienii fac mari probleme toți, nu doar almondul, în general, toate perechile. De fapt, o singură pereche nu face deranj. Femeia asta albă cu coadă neagră, cu masculul ei.
Ăștia, într-adevăr, chiar sunt liniștiți, adică nu fac deranjul pe care îl fac ceilalți. Ăla acolo s-a împerecheat cu femeia asta și au și un nou. Acum aștept să-l facă și pe al doilea și sper să fie bune. Așa. Jucătorii la fel. Trag la cuib, n-au depus încă. Sper să nimerească ei cu perechea asta, dacă tot s-au format. Ăsta oricum calcă, sigur. S-o calge și să le mută o la lor, la ei. Mai am o aici la femeia asta gută, dar nu știu sigur, adică unul s-ar cunoaște puțin, dar nu se vede bine. Nici nu știu dacă a călcat ăsta, n-am idee. Prea să cuibărea de data trecută, acum nu știu, rămâne de văzut, o să-i las până de Paște. Și dacă ouăle se vor vedea cât de cât ok, îi las să crească, dacă nu, le arunc și las pe ei să facă iar o serie de ouă. În rest, treaba bună. O să încep cu un tratament pentru ei preventiv cu erofloxacină plus vitamine în apă. Și după Paște voi încerca să mai aduc mici noutăți aici în volieră, nu păsări neapărat, să fac schimbări. Voi încerca să schimb exteriorul, să-l fac altfel, ușor, ușor, să încep să-mi iau din materiale, să nu treacă timp, pentru că e păcat să-l fac și pe ăsta frumos și să fie treaba bună. Da, cam ăsta e video. O parte din păsări sunt pe jos acum, gen din voi, care au fost închiși pentru că i-am lăsat să stea puțin pe afară să văd cum se manifestă. Vor intra unii înapoi pe boxă pentru că fac deranj, ori iau masculii pe plus, ce am pe plus voi lua și bag într-o boxă să stea acolo, să nu mai facă deranj și după aia vom vedea, Doamne ajută, ce și cum. Da. Cam atât pentru astăzi, acesta e video. Până data viitoare vă doresc numai bine, spor la puișori și un Paște fericit dacă nu filmez până de Paște. La revedere, pa, pa!